oprit. Acest om este programat genetic să ne vândă rușilor și propriilor lui interese. Și spun acest lucru pentru că bunelul acestui om a venit în 1940 pe tancurile sovietice președintele Sovietului Sătesc în satul Costulier, raionul Ungheni. Și bunelul acestui individ a deportat zeci de familii care nu s-au mai întors din acest sat. Și în baza depozițiilor acestui om, acești oameni s-au pierdut prin Siberia, Kazahstan și eu umbl acum și le caut urmele. Prin urmare, acest om are o pornire pe care o continuă și vrea să ne facă pe noi toți să plecăm de bunăvoie, dar siliți în alte părți și să lăsăm țara la discreția lui.